De la 1 septembrie, profesorii care activează în instituțiile de învățământ preuniversitar din partea stânga Nistrului și municipiul Bender, subordonate Ministerului Educației, vor primi un spor la salariu de 1000 de lei, față de 400 de lei în prezent. O decizie în acest sens a fost aprobată de guvern. De spor la salariu vor beneficia și angajații gimnaziului Anatol Codru din comuna Molovata Nouă, cei ai liceului Vlad Ioviță din comuna Cocieri și cei ai liceului teoretic din comuna Doroțcaia, raionul Dubăsari. Decizia cabinetului de miniștri se înscrie în șirul de măsuri incluse în planul de acțiuni pentru dezvoltarea social-economică a unor localități din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, amplasate în zona de securitate. Pentru punerea în aplicare a normei respective, în fiecare lună sunt necesare mijloace financiare suplimentare în sumă de circa 530.000 de lei.